În sudul, centrul, vestul și nord-vestul Europei cerul va avea înnorări și sunt anunțate ploi. Acestea vor fi sub formă de averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil bijelii și pe arii restrânse căderi de grindină. În restul continentului cerul va fi variabil și doar local va ploua, iar vântul va avea ușoare intensificări. Valorile termice vor scădea ușor în vestul și nord-vestul continentului, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, mâine vremea va fi călduroasă. În zonele de câmpie va fi caniculă, iar în regiunile din vest, sud și est, disconfortul termic va fi ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în sud-est, în zona Carpaților meridional și în extremitatea de sud-est, unde doar izolat vor fi averse slabe și descărcări electrice. Vântul rămâne activ în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 34 de grade. În București se anunță 3 zile cu vreme călduroasă. Mâine termometrele vor indica o maximă de 34 de grade. Sâmbătă disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vântul va sufla slab, iar maxima va atinge 35 de grade. Duminică după amiază vremea va deveni caniculară. Cerul va fi variabil spre senin, iar maxima va fi de 35 de grade. La munte va predomina cerul variabil. În zona Carpaților meridional, pe spații mici, vor mai fi averse slabe. Pe litoral se anunță vreme schimbătoare. Va fi în continuare cald, iar disconfortul termic va fi ridicat. Însă, după amiaza, vor fi posibile averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, iar apa mării va avea 27 de grade. Pe litoralul bulgăresc va predomina atmosfera plăcută. Cerul va fi variabil, iar valorile termice vor fi de 26-27 de grade. În Grecia, temperaturile maxime vor porni de la 21 de grade și se vor opri pe la 27. Pe cer vor mai fi câțiva nori, iar izolat vor mai fi și condiții pentru averse. Revenim la noi în țară. Sâmbătă va persista vremea călduroasă. Disconfortul termic va fi ridicat în regiunile din vest, sud și est, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi averse slabe, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade. Duminică, în vestul țării, valorile termice vor scădea ușor, iar în rest vremea va fi în continuare călduroasă. Local, caniculară în sud și sud-est, unde disconfortul termic va fi accentuat. După amiaza, instabilitatea atmosferică se va accentua în regiunile vestice și în zonele montane, unde vor fi înnorări, averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 35 de grade.